Inundațiilor de proporții, dar și a viiturilor fără precedent, premierul Marcel Ciolacu și-a anulat programul pe care l-avea în agenda și va merge personal la Galați pentru a evalua situația din județul devastat de ape. Prim-ministrul va discuta cu autoritățile locale despre măsurile urgente de intervenție și de sprijin pentru populația și comunitățile grav afectate de inundații. Decizia a fost luată după ce ploile abundente care au afectat județul Galați s-au soldat cu decesul a cel puțin 5 persoane. Cu toate detaliile vine chiar acum colega mea, Marina Filimon. Bun găsit, Marina, ești în direct. Bun găsit, Dan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, premierul Marcel Ciolacu și-a anulat vizita pe care o avea în municipiul Botoșan pentru a se prezenta în județul Galați, acolo unde întreg județul este sub un cod galben de viituri. Acesta a spus că se va deplasa la fața locului pentru a vorbi cu autoritățile locale și a căuta soluțiile cele mai bune de a salva vieți omenești. Până în momentul de față, județul Galați se află sub cod galben de furtuni și vijelii, viituri, iar peste 40 de persoane au avut nevoie de intervenția specializată din partea echipajelor de urgență, dar și a pompierilor. Din păcate, pentru 5 persoane a fost prea târziu. 5 persoane au fost găsite decedate în urma inundațiilor. Gospodării și case au fost luate la propriu de apă. Oamenii au avut nevoie de intervenții, iar situația este în continuare greu de ținut sub control. Tot în municipiul Galați va fi prezent și ministrul mediului, Mircea Fechet, care a convocat chiar ieri și amintim biroul în regim de urgență pentru a analiza situația, având în vedere avertizarea de cod galben de viituri prezent în municipiul Galați. Și alte județe din Moldova sunt în același timp sub cod galben de viituri, de furtuni pentru tot acest weekend. Vă spuneam că 40 de persoane au avut nevoie de intervenție. Liderul PNL, Nicolae Ciuc, a ținut și el să transmită un mesaj. A spus că ține legături cu ministrul apărării, care este și el prezent acolo, pentru a evalua situația și pentru a interveni de urgență, așa cum l-a rugat și liderul PNL. În momentul de față, situația este una neclară. O persoană, o femeie, a fost dată dispărută, însă, din fericire, a fost găsită în viață. Rămâneți aproape, revenim și cu alte detalii pe parcurs și acestea vor apărea. Dan?